Bună dimineața, stimați colegi, stimați jurnaliști. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră de a participa la această conferință de presă. Eu mă numesc Vadim Brânzan și am fost înaintat de către un grup de inițiativă pentru a participa în calitate de candidat potențial la scrutinul prezidențial care se desfășoară acum. Ne-am adunat astăzi ca să vă comunic câteva din ideile și viziunile mele și reflexiile mele referitor la ceea ce se întâmplă la noi în țară. Deci când am revenit din Statele Unite, unde am petrecut 20 de ani studiind și muncind, unde m-am afirmat din punct de vedere profesional și personal, am decis să revin acasă pentru ca să mă implic activ în viața socială, politică și economică a țării noastre. Și unul din primele lucruri pe care le-am observat este că am fost uimit cât de mari sunt sumele pe care cetățenii Republicii Moldova le plătesc în formă de diferite impozite și taxe. Raportate procentual la suma totală a veniturilor, acest procent este comparabil cu ceea ce plătesc cetățenii în Statele Unite, undeva în jurul la 52-55%. Însă dacă în Statele Unite este foarte clar și bine definit, determinat cum sunt cheltuiți banii oamenilor, și asta noi vedem în fiecare zi, drumuri mai bune, școli mai bune, medicină mai bună, instituții ale statului care funcționează normal. La noi în țară lucrurile stau diferit. Din cauza că bugetul de stat este gestionat în mod neprofesionist de către guvernanții noștri care se gândesc mai mult la buzunarul propriu decât la oamenii care i-au ales în aceste funcții. Avem salarii mici, avem pensii mici, avem corupția pe care o avem și o mulțime de alte probleme care duc la ceea că cetățenii Republicii Moldova, în loc să stea acasă, să-și realizeze potențialul, pleacă peste hotare. Totul se ține pe umerii contribuabililor și pe umerii migranților care, prin remitențele lor, în mod indirect, suplinesc finanțele publice. Echipa mea a dezvoltat un concept nou pe care l-am plasat pe pagina mea internet, vadimbranzan.media, prin care fiecare cetățean ar putea să vadă cât contribuie el sau ea din salariul propriu, nu doar în formă de taxe și impozite, dar și în raport cu luxul pe care guvernanții noștri își permit trăind în cea mai săracă țară din Europa. Precum știm, avem mașini, ei au mașini luxoase, cortegi de mașini luxoase, de Mercedes-uri și BMW-uri. Zboară clasa întâi în tot felul de deplasări. Și avem vila de la Condrița pe care cheltuim milioane de lei în fiecare an. Bani plătiți din impozitele pe care cetățenii Moldovei le raportează la buget și din remitențele pe care cel milion de moldoveni, de migranți, îl trimit regulat acasă. Deci, site-ul este prezentat în fața dumneavoastră și aș vrea să arăt deci, cum, în principiu, el funcționează. De exemplu, dacă să introducem un salariu lunar de mediu lunar pe economie de 5.400 de lei, deci noi vom avea o cifră care indică de cifra de mai sus de 42.000 de lei, 42.112 lei, este suma totală de impozite și taxe pe care atât angajatul cât și angajatorul în sumă le plătesc statului nostru.
Și dacă am stat să calculăm, să vedem cât cetățenii ar trebui să muncească pentru ca să întrețină, de exemplu, o mașină de lux a unui demnitar sărac care trăiește din salariul de 500 de euro pe lună. Deci un Porsche Cayenne, 53 de contribuabili ar trebui să muncească zi de zi, parcursul unui an, pentru ca toate taxele și impozitele lor, deci nu doar impozitul pe venite și impozitele sociale pe care le plătesc, să întrețină o astfel de mașină luxoasă. O casă cu două etaje dintr-un raion de lux a Chișinăului, 41 de contribuabili. Și în final, vila de la Condrița, 112 oameni, asta deci conform cifrelor datelor din anul 2008. Ar trebui să lucreze anul la împrejur ca să întrețină această vilă. În 2008, suma cheltuită pentru întreținerea vilei a fost de 4,8 milioane de lei. Acestea sunt ultimele date pe care le avem. Dacă ajustăm suma la inflație, parcursul ultimilor 8 ani, ce probabil se dublează. Și atunci s-ar primi că undeva în jurul de 200-300 de cetățeni ar trebui să muncească anul la împrejur ca să întreținem o vilă. Vila unui președinte și nu este clar, ne trebuie președinte pădurar sau președinte care să trăiască între oameni. Și cu atât mai mult putem să ne uităm altfel, deci practic un sat întreg din Republica Moldova trebuie să muncească timp de un an de zile ca să avem o vilă de felul ăsta. Și eu vă întreb, asta este normal? Este normal să avem așa ceva într-o țară care este considerată cea mai săracă țară din Europa? Nu este normal, dar deoarece țara în care trăim nu este doar cea mai săracă țară din Europa, dar și cea mai coruptă țară din Europa, de păcate așa ceva este posibil. Precum am menționat, am fost înaintat de către un grup de inițiativă pentru a candida potențial la funcția de președinte a Republicii Moldova. Ne aflăm întâi în procesul de colectare a semnăturilor. În conformitate cu legislația în vigoare, cu codul electoral, cu toate schimbările și modificările făcute, adoptate de Parlament și promulgate de către actualul președinte, noi, în calitate de candidat independent, neafiliat politic, venind dintr-un alt sistem, fără afaceri și interese financiare Republica Moldova, sunt pus la picior egal de a colecta același număr de semnături unice de la cetățenii Republicii Moldova și sunt pus, precum am menționat, să intru în competiție cu partidele politice care au structuri regionale, au mii de membri, și care au un avantaj a priori față de candidații independenți, mai ales cei neafiliați politic. Cu toate acestea, necătând la faptul că legea primită, adoptată de către Parlament, este un impediment în fața persoanelor, candidaților independenți, necătând la faptul că ea limitează drepturile unui grup larg de cetățeni ai Republicii Moldova, în primul rând cei de peste hotare, precum și cei din stânga Nistrului, de a susține candidații la funcție de președinte, lucru pe care l-am menționat la conferința de presă săptămâna anterioară, săptămâna aceasta. Necătând la toate acestea, noi depunem tot efortul pentru a semna, pentru a colecta aceste 15.000 de semnături. Eu îndemn pe toți cetățenii Moldovei, cei în special care sunt indeciși, care vor să audă sau să facă cunoștință de o viziune nouă asupra lucrurilor în Moldova, să audă niște idei noi, să se adreseze, să vină la oficiul nostru, care se află pe strada Dosoftei 89, care se află în spatele Ministerului Agriculturii, pe strada Dosoftei, sau să ne telefoneze la numărul nostru de telefon 060
0907 sau să meargă pe pagina mea de internet vadimbrânzan.media, unde ar putea afla mai multe informații despre noi. Deci, dacă să revenim iarăși la problema impozitelor și a gestionării finanțelor publice în Moldova, pe parcursul anilor s-au creat două sisteme paralele care au existat una lângă alta și au interacționat foarte puțin. Deci era sistemul organelor de stat și era poporul Republicii Moldova. Primii trăiau și se finanțau din taxe, accize vamale, prin monopole, se finanțau prin monopolizarea fluxurilor financiare care veneau în Republica Moldova, atât în formă de remitențe, precum și în formă de bunuri importate, bunuri sau servicii importate care au fost monopolizate. Și oamenii trăiau și aveau grijile lor, trăiau cu viața lor și s-a creat așa un sistem prin care statul se preface că plătește oamenilor sau are grijă de oameni, iar oamenii pretind că, uite, noi lucrăm la stat. Deci avem un sistem care nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze. Un sistem în care statul nu respectă omul, iar omul nu respectă statul. Lucrurile trebuie schimbate, trebuie aduse la normalitate. Pentru aceasta, eu împreună cu grupul meu de inițiativă, vin cu soluții, cu propuneri concrete, cu o viziune a mea pentru Moldova. O viziune care ține cont de realitatea în care ne aflăm, o realitate foarte sumbră și dureroasă pentru foarte mulți oameni, pentru majoritatea absolută, de fapt, a oamenilor, cetățenilor Republicii Moldova. Și planul meu constă din mai multe puncte despre care aș vrea să vă vorbesc acum. Deci, eu văd o Moldovă prosperă, în care oamenii respectă statul, iar statul respectă omul. O Moldovă în care parlamentul, guvernul, justiția se află în slujba oamenilor și nu invers. Pentru aceasta este necesar de a scoate instituțiile statului de sub influența politicului și de sub influența grupurilor economico-financiare care de fapt au capturat toate cele patru puteri din stat. Toți vorbesc despre corupție și spun că uite, noi trebuie să lichidăm corupția și facem încercări și primim tot felul de fonduri de la Uniunea Europeană și luptăm cu corupția, etc. Însă de zi de zi corupția tot crește și crește și crește. Oamenii devin tot mai disperați și pleacă, deoarece este foarte complicat să pornești o afacere, deoarece este foarte complicat să lupți cu toate aceste monopoluri, deoarece oamenii au obosit să interacționeze cu demnitari de stat care doresc să ia mită pentru lucru care sunt obligați să-l facă și oamenii pleacă. Deci să luptăm cu corupția. Dar cum? Soluțiile pe care noi le propunem sunt complexe. Nu poate să vină cineva și uite să facă din o magie care va și corupte să dispară peste noapte. Nu se întâmplă. Să primul lucru care trebuie făcut este de a scoate influența politicului asupra sistemului judecătoresc. Și m-am referit la careva alte interviuri și conferințe de presă, cum vedem noi acest lucru. Primul lucru care s-ar putea fi făcut în calitate de președinte a Republicii Moldova, dacă prin careva minune voi fi ales, ar fi de a scoate de sub influența politicului Consiliul Superior al Magistraturii, CSM-ul. Așa ca să fie pe înțelesul tuturor, deci CSM-ul este un organ de autogestionare a judecătorilor din Republica Moldova. Deci ei trebuie să fie independenți, să se autogestioneze. Conform Constituției, CSM-ul constă din 12 persoane, dintre care 3 persoane fac parte din oficiu, ăsta este ministrul justiției, procurorul general și președintele CSM-ului înaintat de către adunarea generală a judecătorilor, dar aprobat de parlament. Plus 4 profesori în domeniul
jurisprudenței, care toți sunt aprobați de Parlament. Deci 7 persoane sunt deja, într-un fel, direct sau indirect, afiliate politic sau se află sub influența politică și doar 5 din 12 sunt aleși de către judecători la adunarea lor generală. Ținând cont de faptul că majoritatea deciziilor CSM-ului sunt luate de, sau mai bine, toate deciziile CSM-ului sunt luate de către majoritatea simplă, deci 7 din 12, și aceste decizii țin de angajarea judecătorilor, promovarea lor, penalizarea lor, scoaterea din funcție, demiterea din funcție. Deci sunt luate de o simplă majoritate, vă dați seama ce avem. Deci oameni cinstiți și profesioniști din sistemul judecătoresc au foarte puține șanse de a fi promovați, de a face o schimbare în acest sistem, atât timp cât politicul influențează direct sistemul judecătoresc. Deci asta este un element despre care am vorbit. Sunt mai multe lucruri despre care noi putem să discutăm în ceea ce ține reforma justiției, însă fără de aceasta, fără de faptul ca judecătorii să devină cu adevărat independenți, fără ca procurorii să devină cu adevărat independenți, fără ca să avem un sistem public de evaluare a performanței atât a judecătorilor cât și a procurorilor și ofițerilor de anchete, fără toate aceste elemente, noi nu vom fi în stare să scăpăm de corupție, nu vom fi în stare și acest cerc vicios trebuie rupt. În calitate de președinte al Republicii Moldova, voi veni cu propuneri legislative de modificare a legilor respective sau de a iniția un referendum constituțional pentru a consulta voința poporului la acest subiect. De momentul din care vom avea o justiție corectă, o justiție care servește omul și nu invers, lucrurile vor începe să se schimbe spre bine. Ce înseamnă să se schimbe spre bine? Se va micșora nivelul corupției, proprietatea privată va fi protejată și vor veni investitorii. Atunci când vin investitorii, se creează locuri de muncă, crește productivitatea muncii și cu ea cresc salariile, prin urmare cresc defalcările la buget și în mod respectiv vor crește pensiile și calitatea vieții va deveni mai bună. Deci asta e problema numărul 1 asupra căreia noi toți, indiferent de faptul cine ar deveni președinte al Republicii Moldova, ar trebui să se focuseze. Este necesară o reformă adâncă a sistemului judecătoresc, o reformă a justiției adevărată pentru a relansa lucrurile spre bine în economia noastră. Al doilea lucru care l-aș face sau îl voi face în calitate de președinte, în caz că voi fi ales, este reducerea cheltuielilor de întreținere a aparatului prezidențial. Poate că sună puțin populist că uite, am să vin și am să vând la licitație toate aceste mașini scumpe, că am să reduc cheltuielile de întreținere a vilei de la Condrița sau să schimb destinația, am să reduc cheltuielile pentru întreținerea pazii de stat. Eu nu le consider populiste, ba mai mult, eu consider că prin acest lucru voi da un exemplu altor demnitari de stat să fie mai modești și să se ajusteze la realitatea Republicii Moldova. Și chiar dacă reușesc să economisesc 40% din aceste cheltuieli, vorbim de zeci de milioane de lei, care ar putea fi utilizați pentru mărirea, de exemplu, a pensiilor sau pentru mărirea ajutorului financiar acordat familiilor cu mulți copii sau copiilor handicapați, familiilor copii handicapați. Aș face un alt lucru care l-aș face, este de a veni cu propuneri legislative pentru a institui un control strict asupra licitațiilor
publice pentru procurarea serviciilor sau materialelor pentru organele de stat. Precum cunoaștem cu toții, aceste licitații servesc drept o sursă de îmbogățire a anumitor demnitari. Este necesar de a institui un control strict și asta iarăși vine la problema pe care am menționat anterior, cea legată de corupție, având judecători profesioniști, având procurori cu adevărat independenți, vom rezolva și această problemă. Aș vrea să mă refer, să vorbesc despre viziunea mea cu privire la economia Moldovei. Deci noi trăim într-o economie agrară și restul lumii a trecut prin această lume dezvoltată, a Occidentului, a trecut prin această fază vreo 200 de ani în urmă. Eu consider că Moldova are un capital uman bogat. Avem oameni deștepți, oameni care știu să învețe, oameni care cunosc câteva limbi. Și este păcat să pierdem acest capital uman care în fiecare zi pleacă peste hotare. A doilea lucru pe care îl avem de la Dumnezeu este amplasarea noastră geografică. Suntem o punte între vest și est și ar trebui să folosim acest avantaj geografic. Și evident avem cele mai bune pământuri din lume. Pământuri pe care ar trebui să creștem produse cu o valoare adăugată înaltă. Deoarece aceasta va duce, doar aceasta va duce la creșterea productivității muncii și respectiv la creșterea salariilor. Deci să revin la prima parte, deci capitalul uman și social. Toți politicienii noștri care se perindează de ani de zile la televizor nu au viziune pe termen lung, termen lung fiind de 15-20 de ani. Ei gândesc în cicluri electorale. Cât am să pot face pentru mine de la aceste alegeri până la următoarele alegeri. Fără de o viziune pe perioadă lungă, este imposibilă o dezvoltare coerentă a Republicii Moldova. Viziunea mea este că Moldova este în stare să facă un salt de la economia agrară la o economie modernă, dacă nu o economie bazată pe economie, ceea ce se construiește, de exemplu, acum Statele Unite, Marea Britanie, în toată Europa Occidentală, cel puțin la o economie post-industrială. Ce înseamnă o economie bazată pe cunoștințe? Knowledge-based economy, în limba engleză. Înseamnă o economie, primul rând, o economie de servicii. O economie unde este prețuită valoarea intelectului, o economie în care dominează tehnologiile moderne și când vorbesc de tehnologii mă refer nu doar la tehnologiile informaționale, ci și la tehnologiile de management, de gestionare a afacerilor, a organelor de stat, întreprinderilor publice. Pentru aceasta este nevoie de a investi în primul rând în educație și în infrastructură. Eu consider că Moldova ar putea deveni o zonă de prestare a serviciilor pentru companiile occidentale mari, servicii care sunt la moment prestate de către sau din țări de genul India, Indonezia, China. Eu personal, în calitate de investitor, am investit miliarde de dolari pe trei continente. Deci Statele Unite, în Europa și în Asia și cunosc foarte bine acest subiect. Companiile pe care le gestionau la moment, la careva moment aveau vreo 12-13 mii de angajați, mulți din ei în India, vreo 7 mii, câteva mii în Statele Unite, câteva mii în Marea Britanie. Și îmi amintesc din experiența mea că clienții noștri, deci care erau companii mari de asigurări, bănci, companii investiționale, vroiau să obțină, vroiau să primească acele servicii pe care ei le luau, le primeau din India, de exemplu, ceva mai aproape.
Și tot timpul mă uitam la Republica Moldova, ne uitam la Ucraina, țări la, aflate la hotarul Uniunii Europene, în care forța de muncă este relativ ieftină, dar au un capital uman bogat. Asta ar fi oportunitate pentru Republica Moldova ca să se lanseze în sfera de servicii și de a crea un fel de hub de servicii informațional, tehnologic, pentru companiile mari din Occident. Ce să facem? Pentru aceasta, iarăși am spus, este necesar de făcut investiții în tehnologie, infrastructură, educație. Însă noi niciodată nu vom avea investiții la noi în țară atât timp cât nu va fi protejat dreptul investitorului, atât timp cât există corupția care există și se dă și se ia mită la dreapta și la stânga. Și iarăși revenim la problema corupției și cum noi putem să o rezolvăm. Deci toate aceste lucruri luate în ansamblu, având o viziune de durată pentru Republica Moldova, implementându-o zi cu zi, cu o echipă de oameni onești, profesioniști, integri, tehnocrați, o echipă pe care încerc să o coagulez în jurul meu, eu cred că acest salt economic este posibil. Și tot timpul dau exemplu telefoniei mobile. Că, uite, era un timp când și în Moldova și în Statele Unite se folosea aceeași tehnologie 2G. Și brusc, practic peste noapte, Moldova a trecut de la 2G la 4G, iar Statele Unite au mai stat încă vreo 2-3 ani tehnologie 2G, 3G. De ce? Că Moldova e o țară mică și deoarece suntem mici, suntem mobili. Mobilitatea ne permite să facem lucruri care alte economii avansate, grele, inerte, nu își pot permite. Eu cred că noi putem să facem acest salt atât timp cât guvernanții noștri vor avea o viziune clară despre viitorul Moldovei și se vor focusa asupra rezolvării problemelor oamenilor și nu problemelor lor personale. Pe final, aș vrea să fac o referință scurtă la problema controlului asupra sistemului financiar-bancar. Toți cunoaștem despre așa zisă problema miliardului, când rezervele naționale ale băncii, rezervele valutare ale băncii naționale au fost devalizate de peste $1 miliard. O sumă nemai văzute, fiind raportată la produsul intern brut al Moldovei. Asta echivalează cu ceva de genul la $2 trilioane, cum ar fura cineva peste noapte în Statele Unite, $2 trilioane de la banca lor națională. Și 2 trilioane sunt 2000 de miliarde, adică 2000 de milioane de dolari. Că pentru unii oameni cifra asta este așa de mare că nici pot imagina. Este un lucru pur și simplu imposibil, inimaginabil în Statele Unite, vă spun deodată. De ce? Că sistemul lucrează, deoarece puterile în stat sunt separate. Influența politicului asupra sistemului juridic, judecătoresc, nu există. Presa este liberă. Monopolurile sunt demonopolizate. Lucru care trebuie să se întâmple la noi. Atât timp cât guvernanții noștri furau miliardul, eu câștigam sau investeam miliarde. A venit timpul pentru mine să revin acasă, a venit timpul pentru mine să mă implic activ în viața economică, politică și socială a Republicii Moldova. Și vreau să vă spun că, indiferent de faptul, reușim noi sau nu reușim în timpul scurt care îl avem, să colectăm cele 15.000 de semnături unice, eu am venit să rămân și să mă implic activ. Deci asta nu este un exercițiu de o lună sau de două. Este un proiect de durată. Precum am zis, vreau să adun în jurul meu o echipă de tehnocrați, oameni onești, integri,
care nu le este frică, se ridice și se spune că este destul. Este destul să răbdem acest dezmeț care se întâmplă la noi acasă. A venit timpul să ne ridicăm și să facem ceva, dar să o facem în mod deștept, să o facem împreună și atunci vom reuși. Deci vă mulțumesc pentru atenție, pentru timpul acordat și acum dacă aveți careva întrebări, vă rog să mi le puneți. Domnul Sana Protevi, vreau să vă întreb la ce etapă sunteți cu colectarea semnăturilor, dacă cam cât la sută din cele 15.000 ați colectat, ați strâns? Și cum este procesul în general? Deci noi am primit listele electorale sâmbătă, săptămâna trecută. Duminică le-am amânat membrilor grupului de inițiativă, colectorilor, care au început să se deplaseze luni, marți, deci azi e miercuri, azi e vineri, prin diferite raioane și sate și au început procesul de colectare. Cifrele se actualizează fiecare zi, deja probabil avem câteva mii de semnături colectate, este o cifră destul de mică și eu îi pot înțelege pe oameni că deci, încă nu mă cunosc prea bine. Am lansat la începutul anului, în februarie, precum probabil știți, când am candidat la funcția de guvernator a Băncii Naționale și este destul de complicat. Însă, problema principală nu este aceasta. Problema principală, precum am menționat, este amendamentele și modificările făcute la codul electoral, titlul 4 și câteva articole, care fac extraordinar că dificil, practic imposibil, colectarea acestui număr de semnături, repet, unice, la noi în țară. Și vă explic din ce. Deci să facem un simplu calcul. Deci avem 24 de candidați, da, așa înțeleg, da, registrați, 24. Dacă fiecare candidat adună vreo 20.000 de semnături, că trebuie să ai ceva rezervă, că cecul le va mai anula. Și 20.000 de semnături, deci avem 480.000 de semnături unice de la persoane cu drept de vot. Și asta într-o țară în care probabil trăiesc vreo 2 milioane de oameni acum. Noi nu știm cifra exactă, că guvernanții noștri nu doresc să ne spună care sunt rezultatele ultimului recensământ, ca să nu ne îngrozim. Și deci vă dați seama, să culegi 15.000 de semnături într-un eșantion de 400 și ceva de mii, 500 de mii de oameni cu drept de vot care regulat din laud este destul de complicat, practic imposibil, însă, precum am zis, noi depunem tot efortul pentru a colecta aceste semnături. Se adresează oameni din diasporă, primesc sute de mesaje chiar pe parcursul nopții trecute după interviul de ieri, care doresc să semneze pentru ca eu să fiu înaintat, să devin candidat. Deci eu am un statut de candidat în candidat, așa la noi se face. Până ajungi la Dumnezeu, te mănâncă sfinții. Și răspunsul meu pentru ei este că, din păcate, nu puteți să semnați, că trebuie să mergem cu listele la primărie și, din păcate, nu avem primărie în Statele Unite, Marea Britanie, în Franța, Portugalia, Italia. Nu sunt primărie ale Republicii Moldova. S-au adresat oameni din orașul Râbnița, din orașul Bender. Eu am locuit în orașul Rezina, orașul meu de Baștină. Mulți oameni mă cunosc și pe un mal și pe altul. Vor să depună, vor să semneze și nu pot. Iarăși că semnăturile trebuie contrasemnate și ștampilate la primăriile locale alese în conformitate cu legislația Republicii Moldova, primării care nu există în localitățile de pe stânga Nistrului. Cu atât mai mult astăzi am aflat că în unele raioane, chiar în orașul meu de Baștină, Rezina, unii din colectori sunt intimidați și li s-a spus că dacă nu încetează colectarea semnăturilor, vor fi dați afară din serviciu. Deci, procesele astea continuă, nu este prima dată. Vreau să vă spun că eu am trecut prin o experiență asemănătoare în anul 89, când mama mea, care a fost candidat, a fost membru al primului parlament, a Parlamentului Independenței, a trecut printr-un proces asemănător, a fost înaintată de către un grup de oameni din raionul Rezina și aleasă.
Nici pe vremea comunistă, cea sovietică, nu se făceau cele lucruri murdare care se petrec astăzi, mai mult de 25 de ani după de la proclamarea independenței. Intimidarea oamenilor, încălcarea drepturilor la drepturilor omului la de a fi privați, deci microfoane, telefoane interceptate, etc., etc. Și eu atât mă adresez și m-am adresat ieri la guvernanții noștri și la cei care își arată exces de zel față de actuale guvernanți. Că nu vă temeți că o să vină o judecată adevărată, că vom reforma justiția, că o să vină procurori independenți și o să vă tragă la răspundere. Credeți că sunteți veșnici și o să existați veșnic pe teritoriul Republicii Moldova? Eu înțeleg pe cei oameni care au fost impuși să semneze pentru unii candidați care vin cu partide politice de zeci de mii de oameni și au resursă administrativă în spate, când pur și simplu închideau, de exemplu, școala și profesorii sau învățătorii nu ieșeau până când nu semnau pentru unul sau altul candidat. Eu înțeleg pe cei funcționari a întreprinderilor publice care au fost impuși să semneze. Pentru oamenii care locuiesc în diferite localități, unde primarii i-au aranjat în rând și ăștia stăteau în rând ca după pâine caldă ca să pună semnături. Eu înțeleg pe acești oameni că ei sunt nevoiți, puși în situația de a face acest lucru pentru ca să nu și-și piardă serviciu. Însă eu mă adresez către cei care impun pe acești oameni să facă aceste ilegalități. Răsplata va veni. Vom avea o justiție corectă și cei care încalcă acum legea vor fi trași la răspundere. Destul. Au trecut 25 de ani, a venit timpul să facem ordine la noi acasă. Și noi vom face ordine la noi acasă. Vom începe câte puțin, dar o duce totul până la bun sfârșit. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc pentru media. Domnule Brânzan, ce salariu ar trebui să aibă președintele Republicii Moldova? Sincer să vă spun, eu nu știu care este salariul președintelui Republicii Moldova. 35.000 era în 2015. 35.000. Eu, dacă devin președinte, am să-mi stabilesc un salariu de un leu, deoarece, precum am mai zis, nu am nevoie de bani, m-am afirmat pe plan profesional, sunt financiar independent și să-mi dea Dumnezeu sănătate, să trăiesc destui ani ca să cheltui ceea ce am reușit să câștig până acum. Salariul unui președinte, deci președintele, persoana care vine în funcție de președinte, ar trebui să gândească la salariu. Când nu vine pentru a câștiga bani, ci vine pentru a exprima interesele sau în care se agrează, se consolidează toată voința poporului, că este ales de tot poporul. Nu vă pot spune care ar fi o formulă, probabil ar trebui de raportat cumva la un salariu mediu pe economie și să ne uităm ce se întâmplă în țările vecine sau în alte țări și de făcut un calcul, pe mine întrebarea aceasta niciodată nu m-a interesat și nu mă va interesa, dar ar fi normal ca salariul unui președinte să fie de un singur leu într-o țară ca noastră, în țara noastră, cea mai săracă din Europa. Și prin asta președintele ar da exemplu altor demnitari de stat care se plimbă cu BMW-uri și Mercedes-uri de clasă lux, care au probabil salarii mari în comparație cu medie pe economie, dar sunt sigur că ei nu trăiesc din salariu, că nu poți să-ți construiești vile de sute de mii de euro, să porți ceasuri de zeci de mii de euro, să te îmbraci la trei aci în costume de mii de euro, trăind într-un salariu de, nu știu, de 1000 de euro pe lună sau cât acolo îi câștigă. Nu m-a interesat niciodată această întrebare. Nu m-a interesat, precum am spus, din cauza că omul care vine în această funcție, el nu trebuie să gândească la salariu, el trebuie să gândească ce pot eu să fac pentru oamenii care m-au ales. Să o facă din suflet. Dacă vine cu scopuri meschine, dacă are nevoie de bani, el imediat devine șantajabil. Așa este realitatea la noi. Devine șantajabil că apar tot felul de probleme de ordin financiar, etc. Deci eu nu am aceste probleme. Precum am zis că sunt financiar independent.
toate activele mele se află în Statele Unite, familia mea se află în Statele Unite. Unicul scop care îl am este într-adevăr de a duce Moldova la normalitate. Cât n-ar suna de banal sau și oamenii, mulți nu mă cred, eu vreau să trăiesc la mine acasă. Asta într-adevăr, așa și tot timpul am vrut-o, că doar aici mă simt liber, mă simt bine. Dar nu poți să te simți bine într-o țară în care oamenii sunt triști, în care oamenii pleacă. O țară în care te întâlnești cu dezmețul acesta, corupție la tot pasul. Deci m-am uitat, am așteptat, am văzut că nimic nu se întâmplă și am zis că e timpul atunci eu poate să încerc să văd dacă se primește și sunt sigur că o să se primească. Nu deodată, pe parcursul timpului, pe parcursul anilor, dar o reușe. Care este valoarea de Deci oricum, dacă reușesc să, prin careva minune, să culeg aceste 15.000 de semnături unice și să fiu înaintat la candidat, voi fi nevoit să divulg sau să fac publică, mai bine zis, valoarea veniturilor. Deci vă spun că e de multe, multe milioane de dolari. Dar ce mașină aveți? Am mai multe mașini, dar toate sunt mașini, nu sunt de lux. În afară de mașina mea sportivă pe care mi-a luat-o pentru suflet și o am în Statele Unite. Este un BMW modelul M3, decapotabilă, 480 de cai putere, 8 cilindri. Asta e mașina de suflet care mi-a luat-o mulți ani umbră și pe care o țin. Da, am luat-o nouă-nouță, dar asta a fost încă de mult, mașina deja de mult nu e nouă, e veche, însă îmi place foarte mult de ea, deci așa dacă să mă întrebați, o întrebare personală, toate celelalte sunt, aparțin membrilor familiei mele și nu sunt mașini de lux, nu. Păi până la urmă, vă vedeți candidat înregistrat? Asta depinde deja nu doar de mine, ci și de cetățenii noștri, oamenii care m-au auzit, care doresc să mă susțină și iarăși, profitând de ocazie, invit pe toți să ne viziteze la adresa Strada Dosoftei, Metropolitul Dosoftei 89, care se află în spatele Ministerului Agriculturii, să ne sune la telefonul 060-97-307, sau să meargă pe pagina mea internet vadimbranzan.media, unde vor putea afla mai multe informații despre mine. Vă mulțumesc pentru atenție. Și dacă totuși nu sunteți înregistrat, pentru care candidată din ce existenți vă veți exprima susținerea? Deci eu port tot respectul și am toată simpatia atât față de doamna Maia Sandu, cât și domnul Andrei Năstase, îi cunosc personal, sunt oameni demni, de încredere, oameni buni. Vreau să menționez că eu nu intru în competiție cu nici cu doamna Sandu, nici cu domnul Năstase. Eu apelez către cei 30% de alegători care sunt indeciși, care poate nici nu vor să mai meargă la alegeri, care nu le place niciunul din candidații existenți. Deci eu apelez către ei, doresc să le arăt o nouă viziune asupra lucrurilor și îndemn să meargă la alegeri. Că votul fiecăruia contează, într-adevăr așa e, pentru prima dată în 17 ani. Și care alegeri vor face-o, ce vor avea. Deci noi trebuie să ne salvăm pe noi înșine. Păi v-a întrebat fata, care din ei ar trebui? Andrei Năstase sau Maia Sandu? Deci părerea mea este că până la urmă și Andrei și Maia vor găsi limbă comună și zicem așa, dreapta, deși nu-mi place cuvântul acesta, dreapta va ieși cu un candidat unic. Domnul Branzan, de ce ar trebui să rămână tinerii acasă? Sau mai bine zis, ce acțiuni veți întreprinde ca aceștia să rămână acasă? Eu îndemn pe tineri să-și urmeze visul lor. Deci, avantajul care ei au și un avantaj de scurtă durată, că cu timpul acest avantaj dispare, este tinerețea.
Vreau să-i îndemn să-și stabilească scopuri înalte, să muncească mult pentru a le atinge. Și dacă ei muncesc acasă, fantastic. Dacă scopul lor ține de a face studii peste hotare, foarte bine. Oricum, toți cei care s-au născut aici și au rădăcinile aici și mai devreme sau mai târziu, în mod direct sau indirect, se vor implica în starea de lucruri din țara noastră. Eu aș vrea ca tinerii să rămână acasă. Tinerii reprezintă capital social, capital omenesc despre care am vorbit astăzi. Însă eu și înțeleg pe tineri, locuri de muncă nu există, cele care sunt puțin plătite. Toți atunci își iau valiza și pleacă peste hotare, așa cum am făcut eu aproape 20 de ani în urmă, când am plecat în Statele Unite cu două valize, cu 600 de dolari în buzunare. Și cu asta am început. Și atât acum am ajuns peste 20 de ani cu studii de la Harvard, nu simplu Harvard, dar școala de business Harvard, asta e prin ce e cunoscută universitatea, cu experiență de muncă pe Wall Street, la cele mai prestigioase bănci din lume, cu experiență de muncă de calitate de antreprenor atunci când am ridicat fondul meu investițional la început de 100 de milioane de dolari și după ce l-am lichidat parcursul ultimilor 2-3 ani, a ajuns să fie un activ de peste 1 miliard de dolari. Deci la fiecare dolar investit am returnat investitorilor 10 dolari. Familie, casă de piatră, familie, 3 copii. Dacă muncești mult, ești harnic, ești onest cu sine și cu alții, vei reuși. Deci asta e îndemnul pentru tineri. Urmați-vă visul, munciți, fiți onești și veți reuși. Atât. Deci vă mulțumesc mult pentru atenție. Pe curând.